Afroni, Afroni și la Nai Gheorghe Danilescu. Să zicem, Hristos a înviat aici la Brânzeni, Brânzenii vechi, Brânzenii noi, tot Brânzeni rămâne. Să vă dea Dumnezeu sănătate și să nu uitați pe cei care au luptat și la război din Afganistan și în primul război mondial și pe timpul lui Ștefan cel Mare și toate războaiele care le-au dus neamul nostru, că a fost demn. Unde n-a fost, au fost demn și au luptat, indiferent și imperii au fost. Noi, dumneavoastră, vă dorim sănătate, să-i pomeniți, să nu uitați. Și generația care crește, cât mai mult să le povestiți la cei care sunteți din sat, să le povestiți la copii, că mulți și puțin știu, și alții întreb și nu știu că a fost ultimul război care a fost la Nistru. Și zic, da, noi prima dată auzim, au fost așa cazuri. Eu am scris niște lucrări, păcat că am uitat să iau un CD să-l las aici la dumneavoastră, dar o să-l transmitem și o să rămân aici, pentru domnul colonel o să-l les aici la dumneavoastră, ca să auziți lucrările, una care o să o cânt acum. Versurile aparțin doamna Neonela. La o masă de pomenire am auzit aceste versuri și am pus o melodie care voi cânta acum împreună cu profesorul George Danilescu. Uite cum ne zboară anii, scumpul mamei drag pe cior, și nu știi cât plânge mama, istovită de-al tău dor. Și nu știi cât plânge mama, istovită de-al tău dor. Credeam că poate e o greșeală, că poate undeva mai ești, dar văd că este o eroare. O, Doamne, ce să mai gândesc. De-atâția ani când vin la tine, aici lângă tău mormânt, și mă întreb a câta oară, de ce război am trebuit. N-am reușit să-ți văd nici fața, din sicriu înfericat, iar eu plâng îngenunchiată. Oare ești tu sau alt băiat? Credeam că poate e o greșeală, că poate undeva mai ești, dar văd că este o eroare. O, Doamne, ce să mai gândesc. Tăi acum sunt mari, mă tot întreabă de-o duc bine, înalți frumoși ca doi stejari, ce seamănă leit cu tine. Înalți frumoși ca doi stejari, ce seamănă leit cu tine. N-au reușit să-ți vadă fața, din sicriu împiricat, iar eu plâng
urechea ta, oare ești tu sau alt băiat? Atâte multe am vrut a-ți spune, dar uite că n-am reușit. Și plâng cu maicele din lume, care feciorii și-au pierdut. Și plâng cu maicele din lume, care feciorii și-au pierdut. Credeam că poate e o greșeală, că poate undeva mai ieri, dar văd că este o eroare. O, Doamne, ce să mai gândesc? N-am reușit să-ți văd nici fața, din sicriu împiricat. Și tot plâng atâta oară, oare ești tu sau alt băiat? Uite cum ne zboară ani, scumpul mamei drag picior. Și nu știi cât plânge mama, istovită de al tău. Într-adevăr, Anatol Popovici n-a fost, mama lui care a dat naștere, n-a putut să vadă, că a fost adus într-un sicriu din metal. Asta este cel mai dureros. Acum, eu vreau să fac Avea Maria, piesa Avea Maria, în memoria lui Vecislav și pentru mămica lui. Ar fi putut să aibă și el o familie, să fie cu noi aici alături, dar de Dumnezeu a hotărât să fie el, să căzut în l-a trimis în patrie, este în acest. Avea Maria pentru el.